Pe aceasta, popor de legământ, zice Domnul. Aleluia. Va trebui să stai înaintea mea în rugăciune mult mai consecvent ca până în seara aceasta. Aleluia. Pentru că iată șarpele cel vechi și-a convocat de urgență și-a dat un ordin unei căpetenii care în frunte are un demon numit dezbinare. Și acest demon caută să dezbine biserica de pe pământ, ba chiar și conducerea acestei țări, zice Domnul. De aceea, pentru biserică și pentru cei ce guvernează țara aceasta, te chem în vremea de acum, urgent la un lanț de rugăciune, de post neîntreruptă pentru vremea următoare. Pentru că iată, zice Domnul, și șarpele cunoaște un lucru important care ți-l spun astăzi. Când biserica e dezbinată și împărțită în păreri și divizată în mai multe tabere, acolo rugăciunea nu mai e rugăciune. Unde legătura frățească este ruptă, armonia nu mai are loc. Și pentru că iată, chiar cu privire la țară, îți fac de cunoscut că în vremea următoare se vor încerca mari și mari presiuni venite chiar din partea unei organizații guvernamentale de peste granițele acestei țări, în care, iată, zice Domnul, dacă poporul meu nu va sta căutând chiar și noaptea în ore târzii să-și smerească genunchii, să împodobească altarul rugăciunii cu lacrimi, adevărat îți spun, peste țara aceasta să pregătește să vină un nou val, dar care va lăsa mult mai multe urme, mult mai multe semne de care voi, copiii mei, nu vă veți bucura sub nicio formă. Dacă însă vă veți cunoaște locul, rolul care îl aveți chiar pentru țară, zice Domnul. Adevărat vă spun, cel ce are putere să zădărnicească planuri malefice, să facă să cadă în leșin căpetenii străine și demoni care se ridică chiar cu pat și jurământ că își vor atinge scopul și nu se vor întoarce fără rodă în urma ordinului primit. Dar dacă tu, poporul meu, vei înțelege o mare băgare de seamă să-ți faci în credincioșie partea, numai eu, Domnul, te pot păzi de vremurile care urmează. Pentru că un ultim lucru spun, dacă mulți chiar dintre cei care se pretind a fi copiii mei și-au focalizat în ultima vreme tot atenția pe valurile care au fost, care sunt și care încă sunt anunțate pentru vremuri viitoare, ție-ți spun un lucru, cel ce te-ai adunat în seara zilei aici. E vremea să vezi în mijlocul valurilor, indiferent de intensitatea lor, se ridică impetuos o stâncă. Aleluia. Stânca aceasta nu poate fi biruită de valuri. Stânca aceasta rămâne tare, zice Domnul. Aleluia. Cel ce-ți vorbește însuși stânca. Aleluia. Mult mai mult concentrează-te asupra stâncii, nu asupra valurilor. Nu te uita la valuri ca nu cumva și pe tine îndoiala să te cuprindă, zice Domnul, și odată lovit de îndoială să te trezești în cele din urmă ajuns stăpânit până în forma numită frică, ca lucrurile acestea, zice Domnul, să nu-ți cuprindă corabia ta și a cortului din care faci parte. Ia seama la avertizare, aplică în ceea ce atârnă de unul fiecare în ceea ce i s-a cerut să facă și de vei face astfel cel al cărui nume rămâne martorul credincios. În credincioșie și-a face partea pentru biserică și pentru țara în care ai hotărât să trăiești. Așa-ți vorbește Domnul. Amin.